O întrebare pe care o primesc foarte des de la părinții care mă întâlnesc pentru prima oară. Întrebarea: Urania, tu ești tot timpul așa de calmă? Adevărul este că sunt, dar asta nu înseamnă că nu clocotesc și eu la un moment dat sau altul, sau că n-am făcut niciodată vreo greșeală. Și mi-aduc aminte de una colosală pe care am făcut-o. Alea mici, așa, mai treacă meargă, dar am făcut una în zdravănă. Acum, eu mi-am promis că nu o să spun niciodată copilului meu: vezi că ne vede lumea, vezi că mă faci de rușine. Mai cu seamă că eu sunt cine sunt, el e cine e. Cred că îți poți imagina că aproape de fiecare dată când suntem împreună, lumea se uită la mine și la el cu un ochi foarte critic și așa, nu? E o evaluare foarte clară, nu? Să vedem cum arată copilul Uraniei Cremene, cum și l-a crescut, cum și l-a educat. Săracul Amos este sub lupă. Întâmplarea pe care ți-o relatez s-a întâmplat în urmă cu vreo 4 ani, 5 poate, în prima zi de școală. Amos a aflat în prima zi de școală, în curtea școlii, că nu va mai fi în clasă cu prietenii lui cei mai buni, pentru că cele două clase s-au mixat, da? Și s-au amestecat copiii, cei mai buni trei prieteni ai lui au nimerit în clasa cealaltă. Curtea plină de părinți, de profesori, m-am salutat cu toată lumea, ne-am luat în brațe, am fost la fel, fericire maximă, până când a aflat că nu va mai fi cu prietenii lui în clasă. Și s-a pus Amos prin plâns și a început să urle, de parcă i-a murit cel mai bun prieten. Evident că am împietrit, adică suferința mea pentru copilul meu, neînțelegerea acestei emoții, dar evident că, cum am învățat deja, toate emoțiile lui de dinainte, plus toată starea generală, l-au copleșit. Și această veste a făcut ca tot vulcanul ăla care s-a umplut până în momentul ăsta să erupă. Dar țipete, nu așa! Plânsete, lacrimi! Ei, la un moment dat, eu n-am putut să-l calmez, n-a fost chip. Au început profesorii să invite copiii în clasă, pe rânduri, clasa 1, clasa 2, clasa 4. Toată curtea școlii s-a golit, lumea se uita la mine, toți se uitau la mine, fiecare, și profesor, sau cel puțin asta era impresia mea, și părinți, și profesor, toată lumea era cu ochii pe mine și pe copilul meu care urla ca din gură de șarpe. Și la un moment dat, pentru că nu voia să intre în clasă și pentru că și eu am fost copleșită de toate aceste emoții, în mintea mea mă fac de râs, ce o să zică lumea, gândurile mele s-au revărsat asupra lui. Și m-am lăsat la nivelul ochilor lui și am spus: Amos, se uită lumea la noi. Tu îți dai seama ce se întâmplă aici? Ești mare, ai 8 ani, cum se urlă în halul ăsta? În momentul ăla a amuțit, s-a întors pe călcâie și a intrat în școală, lăsându-mă pe mine cu sufletul strâns, cu stomacul la fel, dându-mi seama ce tocmai am spus, ceea ce niciodată nu spusesem. Și uite-o pe Urania, care toată ziua a fost măcinată de sentimente de vinovăție și de rușine. Cum am putut eu să-i spun copilului meu așa ceva? Dar ce vină are el să-i pun toată presiunea asta pe umeri? Cum am putut să-i facă? Toată ziua m-am măcinat. Am luat pe Amos de la școală, la fel, făcută mică, smerită, așa, ca Amos să iasă pe curtea școlii, cel mai vesel, care niște colegi minunați, nu mai sunt prietenii lui, dar și-a făcut alții. Și stă lângă o fată, Sofia, extraordinar, mama nici nu putea să nimeresc mai bine. Iar eu toată ziua m-am perpelit, i-am cerut iertare, la ce te referi, mama? El uitase, pur și simplu, ce vrei să spui? Știi, dimineață când ți-am spus, Amos, nu trebuia să spun treaba asta, îmi pare rău că ți-am spus. A, mama, că nu-i nicio problemă. Și ne-am luat în brațe și am trecut peste asta, dar i-am adus aminte despre asta, cum mi-aduc și mie aminte de fiecare dată, că indiferent cine suntem, indiferent cum ne cheamă, indiferent cu ce ne ocupăm, indiferent în fața cui suntem și în mijlocul cui sau cine se uită la noi, cel mai important omuleț este acela din fața noastră. Copilul meu era cel mai important.